Băi, cred că mă văd bine. E primul clip pe telefonul nou. Sunt și mie dacă se vede bine acolo. Spuneți în comentarii care e părerea voastră. E pe camera frontală, la, nu e pe spate. Salutare, bă, cunoașilor, facem un car vlog. Mai neinteresant, așa, nu e nimic wow. Este o mică povestioară. O mică povestioară, da mea. Dar chiar dacă vă place sau nu vă place, trebuie să apăsați butonul de like. Pentru a mă susține așa că apăsați butonul de like și urmăriți-mă pe Instagram. La Egosul Suprem. De ce se pune Egosul Suprem pe Instagram? Cum mi-a plăcut mie numele? Wow! Acum 3 săptămâni înainte să plec la Satu Mare. Deci înainte să plec la Satu Mare, eu am fost să-mi fac toate porcările la mașină. Știți? Gen, ce să faci la o mașină? Verifici lichidul de frână, verifici uleiul, verifici dacă ai scurgeri, verifici bieletele, planetarele, roțile, schimbi roțile. Eu sunt nou în toate astea, așa că le învăț și eu acum pe parcurs. Mă rog, am fost la service acolo la băieții, mi-au făcut băieții tot ce a trebuit. Mi-a zis că am de schimbat la mașină ceva după ce vin, nu e neapărat obligatoriu. Am schimbat roțile. Și ce credeți? Am plecat. Am plecat. Vineri dimineața am făcut aia la mașină. Nu vineri, joi dimineața am plecat. Am făcut la mașină. Joi seara am plecat la Satu Mare. Am plecat la Satu Mare, frumos, am făcut vreo 8 ore jumate pe drum, nu m-am oprit deloc, am mers blană, 650 de km, forță rău de tot pe autostradă, forță, am luat o cameră de viteză. Vlogul meu, vlogul vostru, vlogul meu, vlogul. Așa. Acum m-am întors. Tot timpul și frumos, am mers iar la fel, am fost unde am mers. Am fost la Videli, m-am plimbat pe tot București, am făcut 200 de km în București până 2 zile, am fost la BGV, m-am plimbat, deci m-am plimbat destul, chiar m-am plimbat, am dus o poană la muncă de multe ori. Bă, acum eu la Skoda mea, în stânga volanului, am un d-ăsta, un Russell Pieptene, o ascunzătoare secretă sau ce dracu este, mă rog, e un lăcaș aici. Mă, și acolo țineam talonul, mă, și al altăieri, chiar al altăieri. Și mi-a venit mie să deschid aia acolo. Deschid aia acolo. Nici un talon. Mă uit sus la asta aici. Nici un talon. Mă uit stânga. Nici un talon. Mă uit jos. Nici un talon. Zic, ce mă? Bă, lasă-mă. Bă, și pe unde l-ai fi pus, bă, frate? M-am uitat eu pe toate astea pe aici, am ridicat, am dat, am spart, am dres. Nimic mâncava aș vrea asta. Doi caută pe în casă, zic, bă, l-ai fi luat în casă. Eu uit, frate, uit ce fac. De o zi pe alta uit. Bă, și mă uit, mâncava aș vrea asta în casă, nu găsesc în casă nimic. Zic, am pierdut talonul, m-am dus. M-am dus, gata, zic, m-am dus. Dar când l-am pierdut, unde l-am pierdut? Nimic. Nimic, nimic, nimic. Zic, of, ce fac acum? Nu știu, frate, ce să faci. Zic, îl sun pe socră, nu îl sun, că mă înjură. Ce să fac? Bă, și nu știu care a fost treaba. Și mă duc la serviz, mă. Bă, și mă duc la serviz. Și îmi zice șeful ăla de acolo, băiatul ăla. Ce? Tu n-ai fost la mine cu geometrie înainte de să pleci undeva? Și acum vreo 3 săptămâni? Zic, ba da. Zice, păi, ia stai așa. La trăcăței, mamă, e o babă pe stradă care îmi pare rău pentru sunet. Nu știu dacă se aude tare sau dacă se aude, dar cred că se aude. Zic, bă, da, se duce sus și vine așa. Deci, ia uite ce am aici. Și când mă uit, mâncați, zic, gata, talonul meu. Am venit 3 săptămâni fără talon. Zic, Doamne, ce bucurie mi-ai făcut, că aflați și eu între timp, trebuie să mergi iar să-i faci talonul la piper acolo, mamă, mașina nu-i pe numele meu încă. Zic, n-ați să vezi acum porcărie. Băi, și asta m-a trezit, mi-a dat un tun așa, mi-a dat în mine și m-a trezit la realitate un pic. Sunt cam aiurit, băi, sunt cam, chiar sunt aiurit și nu e bine să fie așa aiurit, că, na. Uite ce se poate întâmpla. Și dacă mă oprea poliția, eu încă nu știu ce pățeam în cava aș vrea asta. Eu sunt bombă în trafic. Deci dacă mă oprea poliția, eu nu știu ce se întâmpla. Trece bătrânica asta și dă mâncare la toți căței de la mine de pe stradă. Asta a fost pauza publicitară, acum o să apară aia cu follow pe Instagram. Da, mă. Deci, băi, căscați ochii că se pot întâmpla chestii ca astea.
Și nu știu dacă e doar la mine, frate, dar am impresia că majoritatea lumii, oamenilor, băieților, fetelor, în momentul ăsta, gen în momentul ăsta al anului, o iau un pic nuts, going crazy, nu? Nopți nedormite și asta, și nu e bine. Și... Da, mă rog, să nu ne mai lungim. Vreau să vă zic doar povestioara asta, cum am mers 3 săptămâni fără talon. Super, wow. Dar încă nu știu, dar ziceți și mie cine să pricepe dacă mă oprea poliția și n-aveam talonul. Bă, nu știam unde e, adică nu că nu l-aveam de tot, că mașina e în regulă, totul e în regulă, numai că i-am pierdut eu, s-a lansat acasă. Ce s-a întâmplat? Asta îmi spune și mie în rubrica de comentarii. Eu am fost Conacu, urmăriți-mă pe Instagram, la Jegosul Suprem. Dacă mai vreți un car vlog, o să facem vlog oricum, o să facem vlog cât de curând. Dacă vreți vreo idee pentru mine, puteți să-mi lăsați în rubrica de comentarii. Apăsați pe butonul de like. Fratele v-a pupat. Cona cu pe zonă, frate cu la Ivor o tonă. Este la înălțime, zici că filmează din dronă. Cu o comunitate ce o să prindă ușor formă. Și contur mai friend, totul la întreagă normă. Tu dormi, mă, dacă nu haide și tu pe live. Cu OMTV, Far Cry, PUBG, this is the life. Caterincă peste caterincă, dau cu stil și lirică. Beau coniacul cu Cona cu aventura zilnică. Cona ce pe treabă se strâng mie după mie. Până ce ajung mai mulți ca stelele în galaxie. Așa trebuie să fie, să se audă peste tot. Faceți multă gălăgie, Conac cu gaming în top. Dacă apreciezi ce face omul, bagă un subscribe, însoțit de un coment, un share și de un like. Iar cel mai important, și eu transmite mult vibe. Ăsta a fost T-Rex 1-2, probă de mic.